Bun găsit utilizatorilor de Peugeot! Astăzi vedem modalitatea prin care putem scoate unitatea Radio CD de la Peugeot 308. În primul rând, înainte de a scoate unitatea radio, trebuie să ne asigurăm că avem contactul oprit, respectiv radioul, unitatea este oprită. Pentru a putea demonta unitatea radio, avem nevoie să scoatem scrumiera, panoul de comandă pentru climatizare, respectiv suportul pentru CD-uri. Pentru această operațiune avem nevoie de o cheie Torx T20 și clemele necesare pentru decuplarea radioului. Trebuie să scoatem suportul din cauciuc. Scoatem scrumiera apăsând această clemă. Aici se văd două șuruburi care trebuie să le desfacem. Apoi tragem ușor de panoul ce acoperă panoul de comandă pentru aer condiționat. Din nou avem patru șuruburi ce trebuie să le desfacem. Apăsăm clemele pentru a împinge panoul în spate. Îl împingem în interior, după care urmează să scoatem mufa, mufele, de fapt avem două mufe. Ok, am scos panoul. Scoatem și suportul pentru CD-uri. Și acum am ajuns la unitatea radio. Acum folosim clemele pentru a decupla radioul și a-l scoate. Băgăm cu părțile care agață spre interior. Și trebuie să împingem înspre exterior și tragem unitatea radio ca să o scoatem. Iată că iese. După ce a ieșit, scoatem mufa de la antenă. Și decuplăm mufa radioului. Iată că a ieșit. Aceasta este. Iată clema cum intră aici pentru a desface. În continuare putem scoate și panoul de comenzi pentru alarmă, închidere centralizată, ESP sau senzorii de parcare, respectiv butonul pentru luminile de avarie. Practic tragem ușor spre exterior și acesta va ieși. Din nou aici avem o mufă. Și a ieșit. Ordinea de montare este inversă față de ordinea de demontare. Montăm la loc unitatea radio, de data aceasta scoatem clemele. Cuplăm mufa cu atenție la
de asemenea cuplăm antena. Ne asigurăm că acestea s-au cuplat corect. După care introducem unitatea radio. Iată că aceasta s-a fixat. Urmează să punem suportul pentru CD-uri. Panoul de comandă pentru aerul condiționat, pentru climatizare, în cazul de față pentru climatizare. Din nou atenție la mufă. Băgăm spre interior panoul, după care îl fixăm pe poziție. Ne uităm la cleme să se fixeze. Urmează să punem la loc cele patru șuruburi. Venim cu masca panoului de climatizare. Din nou avem două șuruburi ce fixează panoul. Cu grijă să nu le scăpăm. Montăm la loc scrumiera. Și bineînțeles capacul ce astupă mufa OBD. Cam aceasta este modalitatea de demontare a unității radio de pe Peugeot 308. Până data viitoare, drumuri bune și rezervorul plin.